E alertă în centrul capitalei germane după ce o mașină a intrat în plin în trecători. Un om a murit și 8 au fost răniți, potrivit unui bilanț de ultimă oră. Șoferul a fost reținut de poliție. Nu se știe încă dacă a fost vorba despre un accident sau un act deliberat. Martorii relatează că autoturismul venea cu viteză foarte mare, de peste 100 de km pe oră, pe bulevardul care străbate centrul Berlinului. Iar la un moment dat a părăsit carosabilul și a intrat pe trotuarul foarte aglomerat. A lovit pietonii și s-a oprit în zidul unui magazin. Zeci de echipe de intervenție, polițiști, pompieri, medici au ajuns imediat la fața locului. Perimetrul este încă blocat pentru desfășurarea anchetei.